Revenim astăzi cu o continuare a dialogului purtat cu domnul Valeriu Tabără, președintele Academiei de Științe Agricole și Silvice, pe temele importante ale cercetării agricole românești. Cu toată slaba finanțare, rezultatele sunt promițătoare, iar la unele specii de plante încă reprezentăm un procent important din piața internă. Ce are cercetarea agricolă românească acum de valoare, astfel încât să ne batem de la egal la egal? Ideea știm foarte bine. În România, spre exemplu, soiurile de cereale au fost cele care au rămas la sufletul producătorului, să mă exprim așa, și au avut procent bun de vânzare peste 50, peste 70% până încoace ultimii ani. Da, eu zice că ușor, ușor, cel mai important lucru pe care îl are România începe să se schimbe un pic. Are un sistem de cercetare organizat în agricultură. Okay. Și eu nu spun în agricultură, în biologie aplicată, care nu-i trebuie foarte mult ca să poată să devină, să se ducă spre zona de performanță. Doi, mai are încă oameni. Are oameni formați încă din generațiile anterioare și care încă au capacitatea de a forma noi oameni, fără costuri foarte mari. Are de asemenea oarecare dotare tehnică, organizarea cercetării pe care nu foarte multă lume o are, pe sistemele moderne și pe cele care dau certitudine că se pot obține rezultate. Ce nu are cercetarea? În primul rând, nu are prioritate în decizia politică și administrativă. Cercetarea, din păcate, în România nu e vorba numai de cea agricolă. Este pe ultimul loc, în continuare. Ca finanțare, ca atenție. Uitați-vă și acum, sistemul de finanțare, de salarizare, este sub orice critică. Când acest sistem de cercetare ar putea să fie nu colectorul, ci beneficiarul, odată cu întreaga economie, a vârfurilor produse de învățământul românesc, în principal. Șefii de promoție. Unde s-au angajat în ultimii ani șefii de promoție? A interesat pe cineva ceva? Companiile private. Aproape nicăieri. S-au dus afară. Unii nici măcar nu lucrează pe domeniile lor. Eu am avut o discuție la nivel de prim-ministru pe astfel de problemă. Nu este drept. Inclusiv cu doamna ministru a muncii și cred că e prima dată când a fost o receptivitate, părerea mea, bună. Noi nu avem dreptul în cercetare să nu... Aici este marea problemă. Noi ne-am îndepărtat oamenii de valoare care nu numai că se puteau produce pentru ei, puteau produce enorm pentru țară. Un realizator, un șef de promoție care îmi produce soiuri, care îmi produce tehnologii noi, care îmi produce elementul nou, este la fel de important, dacă nu mai important, decât un sportiv care câștigă 2-3 medalii de aur la Olimpiadă. Pentru că acest om produce o viață întreagă într-un sistem. Ei, noi am îndepărtat pe acești oameni. Asta nu are acum sistemul românesc. Nu are oameni, resursa umană, la nivelul resursa la care ar trebui să aibă. Resursa umană ar putea fi. Sigur că nu este stimulată, nu este stimulată să vină și să poată lucra în domeniu. Aici este cea mai mare problemă. Pe de altă parte, dotarea tehnică. Nu poți să te duci în laboratoare și să fii tot cu cântarul de acum 30 de ani. Deci, să lucrezi numai pe cântar. Eu trebuie să pătrund în interiorul acelui produs. Să discutăm la grâu de calitate, dar nu să discutăm de cantitatea de gluten sau de proteine, ci de calitatea glutenului. Care este partea care compune calitatea glutenului? Da? Asta e cea mai importantă chestiune și am dat-o la Lovrin. Referatul care va veni de la Lovrin va veni cu această chestiune legată de ce înseamnă cele două componente principale, gliadină și glutenină, la compoziția glutenului. Pentru că acolo s-ar putea să fie o anumită chestiune pe care noi n-am făcut-o. Inclusiv să aibă o anumită acțiune asupra bolii celiace. Știți că sunt incompatibili cu, cu glutenul. Nu mai vorbesc de ce se întâmplă, de pildă, în cadrul altor plante, la grăsimi. Structura uleiurilor. Ne-am putea foarte ușor să avem uleiuri care să fie extrem de benefice pentru organismul uman, să nu fie numai ca și hrană, să fie și ca și medicamente susținătoare a unor structuri anatomice și funcționale a organismului uman și animal. Pentru că ele se pot face. Rapoartele dintre
omega 3, omega 6, cazul uleiului de la cânepă, dar ai putea veni să lucrezi și să faci astfel de chestiuni la celelalte plante oleaginoase, la soia, la rapiță, la floarea soarelui, nu? Pe acel lucru. Nu mai vorbesc de ce înseamnă să te duci spre sistemul legumelor și a fructelor, în care să intervii în sistemul acesta de raport și de structuri ale elementelor esențiale hrănitoare. Pentru că revin la o problemă de care toată lumea n-a ținut și mai ales cei care încearcă să speculeze. În lume, baza vieții este formată din 64 de aminoacizi. Ăștia sunt cei care compun proteinele, nu? Da. Din ăștia sunt o parte aminoacizi esențiali. Esențial. Pentru care nu-i poate reproduce omul, trebuie să și-i procure din hrană. Și animală, și vegetală, da? Ce bine ar fi dacă am mai putea crea 5-10 aminoacizi. Dar nu-i putem crea. O altă anomalie. Discutăm la nivel de Uniune să reduc îngrășămintele cu azot, poluante. Dar, domnule, da, ADN-ul este o substanță azotată. Nu este neazotată. Este substanță azotată. Toată baza vieții vine pe substanțe azotate. Depinde cum sunt așezate ele. Păi cum se exclude azotul? Nu exclud azotul, dar nu mă duc cu el în exces. Trebuie să mă duc cu el în așa fel încât el să fie benefic, nu să fie rău, să devină rău. Ca și în cazul colesterolului și celelalte componente negative. Și astea se pot rezolva în viitor prin sistemul de cercetare. Și atenție, nu cel numai din industria alimentară, ci direct produsul pe care îl dau fermierului. Îl învăț să-și facă și tehnologia, îl pun în relație directă cu ceea ce înseamnă producția lui cu natura, viața plantei, animalului, cu viața naturală, nu? Și așa mai departe. Asta e rolul cercetării și formării. Dar eu revin. România are structura, are organizarea, are băncile de date, nu începe de la zero, are o bază materială, chiar dacă nu este performantă, aia poate fi, și sigur lipsește ceea ce spuneam înainte, o dotare tehnică la vârf, și resursa umană care să fie stimulată, să vină să fie formată pentru așa ceva. Am ajuns aici în momentul acesta, domnule. România nu trebuie să fie și nu ar trebui să fie importatoare de material, ea trebuie să fie exportatoare de material de cercetare. Care sunt posibilitățile? Pentru că tot am discutat de lipsa din cercetarea agricolă românească. Care sunt posibilitățile de finanțare astăzi pe care le are cercetarea tocmai păi vă pentru spun, a se dota și a reuși să atingă nivelul de performanță deci spun, de care ați amintit? Vă spun ca să știe multă lume și de fapt eu vă mulțumesc pentru că de fiecare dată și nu-i prima dată când discutăm despre astfel de probleme. Dar după 1990 finanțarea cercetării a început a cercetării agricole de prin 2016. Până în 2016, din 1990, practic, cercetarea agricolă n-a fost finanțată. A fost lăsată la voia întâmplării. Nu numai că a fost lăsată, s-au luat și bazele care produceau surse financiare ca să poată să-și ducă cercetarea. Da, da, așa reducerea suprafețelor agricole pe care le aveau la dispoziție. Așa se explică căderea foarte puternică a stațiunilor cu profil zootehnic și a celor cu profil horticol. Li s-au luat terenurile, n-au mai avut unde să producă, n-au putut să obțină banii și, sigur, foarte greu și-au menținut nucleele de cercetători. Asta este una dintre marile, foarte marile probleme. În al doilea rând, nivelul de finanțare, circa 38% din necesar. Restul este la voia întâmplării. Cum avem acum, de pildă, la stațiunea Bistrița, și am trecut, am mai avut la câteva, o distrugere totală din cauza grindinei, fără să aibă posibilitatea să-și facă asigurările. Nu e o scuză, dar nu există încă posibilitățile astea. Mi-e foarte greu să cred și va trebui să facem niște eforturi colosale. La anul, în primul să continuăm acum, pentru că nu au niciun fel de venit, și la anul să putem să reluăm activitatea pentru a nu pierde un material extraordinar de valoros care îl avem acolo, de pomi, de diverse specii de pomi fructiferi. Dar nu numai acolo. Aici este marea problemă. Deci ar trebui un sistem de finanțare pe termen lung. Doi,
România să aibă programe de cercetare pe termen lung. Noi nu avem programe de cercetare nici pe principalele surse naturale. Sol, apă, biodiversitate. Astea ar trebui să fie proiecte naționale de importanță națională, așa cum este înarmarea. Pentru că ele fac parte din sistemul de securitate națională. Nu. Nu mai vorbesc de ce înseamnă dezvoltarea unor ramuri din agricultură. Raportul dintre producția vegetală și cea animală. Niciodată în istoria României ea n-a fost atât de jos. Și așa cum este acum, este imposibil să discutăm despre securitate alimentară când zootehnia reprezintă 20-22%. Producția vegetală este totdeauna cu valori mai mici. Are puțină valoare adăugată. Nu obții valoare în piață cum obții din valorificarea produselor animaliere, care transformă producția vegetală în principal în carne și apoi te poți duce cu carnea sau laptele spre alte produse care să aibă valoare adăugată mare. A să vedea ce face colegul Muscă la Arad. La Arad. Nu? La combinatul agroindustrial. Calculul e simplu. Cât pun la hectar sau cât care sunt costurile pentru a obține un produs la hectar și cât reușesc să adaug prin procesare și vânzare directă. Este o analiză făcută de domnul academician Otiman. Eu nu ascund că în urmă cu ceva ani am văzut un studiu și atunci am tot presat pe domnia sa să facă studiu mai departe și inclusiv o carte este scrisă. Și eu nu ascund faptul că ea ar fi trebuit să fie o carte de analiză foarte serioasă până la nivelul guvernului. Pentru că eu cred că chiar la nivelul Uniunii Europene trebuie schimbat tipul de subvenție. Noi subvenționăm și pentru România n-a fost rău să avem subvenția la suprafață. Da, dar valoarea producției globale, agroalimentare a României, nu s-a ridicat cu nimic. Noi suntem mai bogați acum decât în urmă cu 10-15 ani. Era o discuție de ca subvenția să fie la unitate vită mare. Cum ar fi? Este subvenție și la unitate vită mare. Dar nu acolo era problema. Adică transformarea subvenției... Acolo e problema. Să ai sistemul integrat... Pe suprafață, în unitate vită mare. Să ai sistem integrat... De pildă, eu mă duc de la kilogramul de porumb, fie că e masă verde, fie că este boabe, până la kilogramul de salam, sau la pachetelul de unt, sau la borcanelul de iaurt, da? Pe cât iaurt fac dintr-un litru de lapte? Vorba unui fost președinte care a zis că la fabrica lui de înghețată, dintr-un litru de lapte se obțin 100 de lei. Acum 20 de ani. Deci 100 de lei. Noi vindem laptele nesmântânit cu 2 lei în fermă, da? Brut. Da. Călălalt îl vinde cu până la 10 lei altceva. Plus ce se mai scoate din el. Dar el făcuse calculul respectiv, atenție, deci acum 20 de ani, dintr-un litru de lapte brut, cumpărat la poarta fermei, finalul este 100 de lei. Deci asta înseamnă transformare și valoare adăugată, da? Cazul Italiei. Italia are una dintre cele mai mari valori adăugate din Uniunea Europeană. Chiar dacă structurile ei nu sunt structuri foarte mari, agricole. Dar ei transformă, de pildă, ultima picătură de materie primă, o transformă. Au o cale de evoluție a ei. Ce tipuri? Sortimentul de brânzeturi italiene sunt aproape de neegalat, nu? Valoare de export. E, acolo este marele câștig. Vă dau un caz, de pildă, un caz legat, că noi nici piața funciară nu știu cum să o facem și cum o facem. În zona Veneto, de pildă, un hectar de viță de vie, dacă este pe vale, este în jur de 500.000 de euro. Dacă este pe deal, cu o anumită expoziție, este 1,5 milioane de euro. Un hectar. La noi cât e un hectar de vie. Aproape nu merită să pui problema să-l vinzi. Nu? Da, dar dincolo, acolo, hectarul ăla de vie și struguri se transformă într-un brand de vin, chiar dacă el face 1000 de sticle sau 300 de sticle de vin, dar e un brand de vin,
cu valori excepționale, îl vinde în fiecare an și are piață externă, că este unul dintre mari exportatori de produse alimentare, în timp ce noi rămânem cu el pe stoc, da? E bine? Nu e bine. Și aici sunt marele probleme legate de... Asta e un alt tip de piață. Noi nu facem piața, cercetarea pieții, marketingul, sistemele de marketing, sistemele de piață. De asta la noi există această gaură uriașă între realizare, 15-18 miliarde de euro pe an producție globală agroalimentară și potențialul 40-50 de miliarde. Nu? Și atenție, Italia reprezintă, are ca posibilități în jur de 44-46% din potențialul agricol al României. Și totuși sunt mult peste. Și este a doua făcătoare de valoare în piață în Uniunea Europeană după Franța. Franța face 72-75 de miliarde, ei fac 55, Germania undeva la 46-48 de miliarde de euro. Nu? După care urmează Olanda și celelalte, Spania și cu... Da. Nu? Sunt multe de discutat, domnule președinte, însă... Eu aș mai spune o chestiune. Nu, ne mai lipsește o problemă. Sigur că este cercetarea aceasta care se vede de toată ziua, ameliorarea la grâu, nu? Că este importantă și, într-adevăr, în România, dacă nu ne-au putut bate străinii și s-a încercat peste tot, iată că nu s-au putut elimina soiurile românești. Și nu e vorba numai de soiuri, că ele sunt adaptate, este o altă problemă, dar sunt și productive și de calitate excepțională. Vorbesc de soiuri cu proteine de la 14-15% în sus, în condiții normale, nu în condiții excesive de câmp experimental. Nu? Asta este un lucru excepțional și înseamnă o bază genetică solidă de la care s-a pornit, dar și potențialul de a realiza soiuri cu care să poți acoperi teritoriul României, pentru că nu te poți duce cu ele prea mult afară. De ce nu te poți duce? Pentru că, de pildă, în Germania, ele nu dau producțiile foarte mari datorită condițiilor climatice. Ele sunt specifice condițiilor climatice. Uitați-vă la porumb. De ani de zile s-a cam renunțat la noi. S-a pierdut și asta e vina și a unora dintre cei care au gestionat cercetarea agricolă. Floarea soarelui. România a fost campioana numărul 1. A fost principala producătoare de astăzi trebuie să importăm. Mă uitam și acum la floarea soarelui câte defecțiuni sunt la ibrizi, că se vede pe acum. Anul trecut am dat un pronostic și am spus, datorită calității ibrizilor importați, România va pierde aproape 1 milion de tone de floarea soarelui. Cam atât a pierdut anul trecut România. 1 milion de tone. La porumb același lucru. Aducem porumb de mare productivitate, ce calitate are? Pe proteine este în jur de 7-8%, când ar trebui să fie 10-12%. Și nu că este numai 7-8, mai este și lizina 30%, care nu este un aminoacid esențial pentru animale, pentru a-l folosi la îngrășare, la hrănirea animalelor. Deci sunt multe, multe aspecte care cercetarea trebuie să le scoată, inclusiv discutam zilele trecute în domeniul furajării. Ce fel de zootehnie facem în sudul țării, unde am totul uscat? Care va fi în viitor? Pot să o fac sau nu mai pot să o fac? Acestea trebuie să fie răspunsurile de la cercetare. Nu le poate da oricine. Că vine nu știu cine, da, faceți aia sau aia. Nu, că nu pot să fac stabulație. Că porumbul mi se uscă, n-am masă verde, lucerna mai e o salvare, dar și acolo avem mult de lucru. Anumite tehnologii care trebuie aplicate, anumite tehnici. Noi n-am discutat niciodată după 1990 ce sistem de agricultură aplicăm în România. Totul e la întâmplare. Ba că unii agricultori ecologiste, ba unii nu știu de care, ba... Noi facem de toate, domnule profesor. Încercăm să facem de toate. Dar, din păcate, situația agriculturii se îngreunează mai departe. Pentru că exact ce spuneam și domnului prim-ministru Ciucă, era prim-ministru când am avut discuția cu dânsul, dar și echipe de lângă domnul prim-ministru Ciolacu, că ar fi bine să undeva, nu cu foarte mult zgomot, dar să se facă o analiză asupra situației agriculturii României.
niciodată în istoria României agricultura n-a fost atât de costisitoare pentru economia națională ca acum. O spune un pasionat al agriculturii și un om care vine de jos, din agricultură, nu venim de sus, din ceruri, nu? Dar uitați-vă la balanța comercială a României. Eu nu produc la deficitul doar pe agricultură? Nu, ai altceva separat. Eu iau în general utilaje, mașini agricole, îngrășăminte, material biologic, plantat, semințe, nu? Pesticide. Absolut totul import. Nu mai produc nimic în România decât sămânța de grâu. Închipuiți-vă că n-am mai semănat nici grâu, importăm și grâu. Cât costă asta? Enorm. Dincolo, pe produsele agroalimentare, balanța comercială pe produse alimentare este mai dezastroasă. Pentru că se duce către 4 miliarde. Niciodată în istoria României n-a fost atât de îndatorată România și legată, dependentă de import. Este unul dintre cele mai mari riscuri pe care societatea românească le are la această dată. Dependența de importuri de mâncare, de grană. Este teribil de important și aproape nu se interesează nimeni de treaba asta. E o problemă mare. Și degeaba suntem câțiva care spunem mereu, sau în domeniul acesta al cercetării, că în ultimul timp, prin, sigur, o contribuție importantă și zona parlamentară, și zona Ministerului Agriculturii, și dialogurile care le-am avut cu Ministerul Finanțelor, și acum suntem într-un dialog cu Ministerul Finanțelor, Ministerul Muncii, încep să ne așeze cât de cât. Dar partea aceasta de cercetare, de import, nu făcea decât să accentueze situația grea în care ne găsim și în care riscăm să fim în continuare de riscuri. Ceea ce avem acum este o potențială ieșire pe o anumită secvență din acest complex de fenomene care determină criza sistemului agro-rural, agro-economic rural în România.